Astăzi e ziua celor 40 de mucenici, una dintre cele mai importante sărbători ortodoxe, așa că gospodinele se întrec în pregătirea mucenicilor, care mai de care mai aromați, și bărbații se întrec însă la consumul paharelor cu vin. Conform tradiției, aceștia trebuie să bea astăzi 44 de pahare cu vin. În Parcul Național din Capitală a fost forfotă mare astăzi. Gospodinele venite din inima Moldovei s-au trezit dis de dimineață și au frământat coca pentru cei 20.000 de mucenici. Nici muntencele nu s-au lăsat mai prejos și, într-un ceaun uriaș, au fiert 5.000 de porții de mucenici cu zeamă. O marte, când sunt 40 de mucenici, la noi se fac 40 de plăcinte, 40 de sarmale, 40 de pancove, cum spunem noi, și să beau 40 de pahare de pălincă, vin, care ce dorește după plăcerea fiecăruia. Facem mucenici fierți, mucenicii muntenești. Este aluat, făcut, tăiat, decupat în formă de 8 și se ferbă într-o baie de apă cu miere de albine. La sfârșit se pun aromele, scorțișoară, coajă de lămâie, coajă de portocală și esență de rom. Și după ce fierb, se pune multă nucă. Atât cei în cuptor, cât și cei fierți au o mulțime de adepți și au făcut furori în rândul bucureștenilor. Am făcut din aia cu zeamă și am venit să iau moldovenești. Care vă plac, mama? Mie ăștia moldovenești îmi plac, dar am făcut și cu zeamă pentru o fată. Ce aveți voi acolo în mână? Mucenici. Mucenici. Știți de care sunt? Moldovenești. Care vă plac mai mult? Moldovenești. Tot tradiția vorbește, pe lângă mucenici, și despre vin. 44 de pahare, mai exact. Nu putem, poate cu mai mult musafiri. Nu ne riscăm. Chemăm vecinele, că noi suntem vecini în bloc, le chemăm cu noi acolo și toți. Țineți tradiția? Da, ținem. Acest domn, spre exemplu, a venit hotărât să respecte tradiția, dar pentru a-și face curaj, a început cu un pahar mai mare de vin fiert. Eu de astea 44, ăsta este mizilicul, adică primul pahar. Începutul, pregătirea. Exact, așa. Și de că faceți fața? Poftim? Faceți fața? Nu, fac fețe, nu, asta nu fac. Ați mai băut vreodată 44 de... Cum să nu, eu sunt foarte băutor de 44, fiindcă sunt credincios și sunt foarte pofticios, în primul rând. Uite cum, fără mine, vedeți? Dar cum vinul nu merge pe stomacul gol, tot în parc au fost încinse grătarele, pe care au sfârâit cărnați, mici, costițe, ciolane și multe alte cărnuri aromate, stropite din belșug cu vin și țuică fiartă. Dar nu au fost uitați nici cei care țin post. Pentru ei au fost aduse la târg zacuscă, miere, dulcețuri, siropuri și sucuri naturale.